Bună dimineața! Uite ce fain a ieșit soarele, cred că era perfect să mă plimb puțin pe malul mării, nu bate nici vântul. Cred că era un răsărit frumos. Asta dacă peștii servesc și micul dejun. Te-am aruncat cam mult. Lasă-i să mănânce. Să simtă și ei sărbătorile. Astăzi gătesc. Cred că trebuie să fac eu, înainte de Crăciun, sarmale. Am tot amânat, a venit momentul. Eu o să mănânc sarmale de Revelion. Și cum am gândit eu, de ce nu face nimeni sarmale din varză roșie? M-am dus, am cumpărat o varză roșie, asta ieri. Am să o pregătesc, să o fierb eu în borș, să fie totul ok. Nu se poate. De-aia nu face nimeni, pentru că frunzele sunt foarte puține și sunt foarte groase, fibroase. Am ales eu dintr-o varză vreo 4 frunze și alea erau vai de capul lor. Așa că o să mănânc ca și salată. Da, am găsit explicația. Este foarte greu. Doar să fii la un restaurant de asta cu stele Michelin, să te intereseze de bani și să faci sarmale din 20 de verze. Eu am fost la cumpărături, am luat carne tocată, am luat șorici, am luat coasta afumată și mai aveam eu ceva slană, de aia cu carne, faină. Așa că sunt mai mult decât pregătit, o să fie carne cu sarmale, mai degrabă decât sarmale cu carne. O să iasă o nebunie, o bunătate. O să intrăm în casă și ne apucăm de gătit. Hai să vă arăt ce am pregătit. Luăm de la stânga la dreapta, ceapă, o ceapă de aia mare de tot. Orez, cam 3 sferturi de ceașcă, dați șorici, am mâncat și eu o foaie de asta. E neamaipomenit, neamaipomenit. Costița afumată și ceva slană din aceea faină cu ceva carne și cu paprika. Carne tocată, aici este jumătate din cantitate, sunt 500 de grame, eu o să folosesc 1 kg. Și varza pe care mi-am pregătit-o dinainte. Dar aici este ce trebuie. Mama mea, gata, ne apucăm. Am tăiat jumătate de ceapă. Cealaltă o lăsăm în așteptare. Asta intră la călit imediat. Tigaie cu puțin ulei. Ceapa. Eu pun jumătate în ceapa aceea mare. Trebuie să puneți o ceapă medie. Așa sănătoasă. Cu puțină sare. Șocolesc puțin. O călim foarte puțin, cât să devine transparentă. Pun și orezul. Mai lăsăm așa un minut. Și foarte puțină apă. Să hidratăm orezul. Uite atât. Două, trei minute să scadă puțin apa, se umfle puțin orezul și este suficient. Suficient. Toată compoziția asta intră peste carne. Boia dulce. Cimbru. Cred că o să mai pun puțină boia dulce. Și piper negru. După gust. Sare nu pun. Foile de varză sunt destul de sărate. Și carne e sărată, așa că sare nu pun deloc. Gata compoziția. Acum începe partea cea mai plăcută, între ghilimele, umplutul sarmalelor. Vă spun de la început, mie nu-mi plac sarmalele alea mici. Mie, azi am făcut sarmale gigante, acum o să le fac normale.
cele mai bune sarmale care le-am mâncat, le-am mâncat undeva pe la Vatra Dornei, mă, sănătoase, sarmale. Da? O să mă apuc să umplu sarmalele și continuăm. Hai să vedem. Ceea ce mi-am pregătit foile sunt cât de cât egale și unitatea de măsură la fiecare o să pun o lingură de carne. O să aud o cioară. Uite, așa o aranjăm fain frumos. Rosucesc marginile și ne iese sărmăluța. Ia uite ce fain. Așa vreau să le fac pe toate, cam această dimensiune. Asta e mărimea care îmi place mie. Perfect. Gata, sarmalele. Le-am împachetat. Dacă vreau, este un concurs cu cel mai neîndemnatic sucitor de sarmale. Să-mi ziceți că mă înscriu. N-am răbdare, nu știu, nu mă pricep. În fine, au ieșit. Am tăiat aici și carnea. Bucăți ceva mai mici. Și acum urmează să le punem în oală. O să toc și ceva varză ce mi-a rămas. Mai am și câteva cotoare. Ah, mai am ceva de făcut. O să trag cealaltă jumătate de ceapă. O să trag la tigaie cu puțin suc de roșii. Ceapa. O călim puțin. Pun o conservă cu roșii cuburi. Opa. Accident minor. Perfect. Puțin piper și aici. Două foi de dahin. Călim așa puțin împreună, 2 minute și o să pun și ceva apă. Și puțin apă. Uite atât. Asta o să vină peste sarmale. O să dea un gust extraordinar. Lasă acum să dea 2-3 clocote. 2-3 minute. Toate pregătirile sunt terminate. Acum în vasul meu de ceramică, pe care l-am udat bine înainte, trebuie să stea în apă ceva vreme. Așa pun un pat de varză tocată. Și acum să mă apuc de aranjat sarmalele. La mijloc așa, ceva costițe afumate. Acum șorici. O să tot așa de șorici. Asta se topească. Acoperim cu șorici. Din sos. Jumătate. Și continuăm. Iar varza tocată. Sarmalele, punem și costița. Aia e slăninuța cu boia.
Așa. Aici mai stă cu rămâna de asta. Coastea fumate. Și sarmale. Ce bunătate! Astea sunt. Gata. M-am cadrat la fix. Restul de sos. Ei, nu prea am eu loc aici. Haideți că-l pun eu. Perfect. Acum ceva apă. Nu trebuie umplut. Maxim 3 sferturi. Cred că atât e suficient. Pun capacul și bag la cuptor la 200 de grade, o oră și 20 de minute. Când băgați vasul în cuptor, cuptorul să fie rece, să se încălzească treptat. Dacă îl băgați în cuptorul încins, o să vă crape vasul. 100% vă crapă, dacă îl băgați în cuptorul încins. Așa arată sarmalele după o oră jumătate. Au stat cu capac la cuptor la 200 de grade. Acum am scos capacul și o să le pun, cred că încă jumătate de oră, să le rumenesc puțin. Ia uite șungulița asta cum s-a făcut. Mamă mia. Ia uite. Și aici, costița asta a căzut de pe os. Stai că s-a avârșit telefonul. Hai, încă puțin la cuptor, că nu mai pot de poftă. Jumătate de oră, cred că e suficient, tot la 200 de grade. Fără capac. Gata, sarmalele mele, le-am scos. Cam 20 de minute au mai stat la cuptor. Ia uite. Or fi bune. Să nu umpeți recipientul cu apă până sus, maxim 75%, altfel o să curgă pe lângă. Uite, la mine până acum au bolborosit. Dacă vedeți, pasul s-a derut, ține căldură încă mult timp. Mama mia, cum arată! Las puțin să răcească și o să pun și... Nu mai pun în farfurie, doar o să iau și o să gust. Să vedeți cât de fragedă este șuncurița. Uite. Și costița afumată. Căutăm și puțin șorici, luăm și o sarma. Vai de mine! Hai să vedem. Pun puțină slăninuță. Ia. Ia uite. Ia uite. Unt topit. Hei, nu pot să țin farfuria bine. Ia. Pun și puțină costiță. Stai că... Asta chiar că n-ai cum să o apuci. Ia. Afumată. Vai, dar ce frige. N-am răbdare. E așa poftă. Mai frage de atâta. Nu există pe planetă. N-am avut răbdare, uite. Acum o să mă ardă sarmaua. Vreau să caut și puțin șorici. Ia. Ia uite șoriciu. Ia uite șoriciu. Asta e gelatină, nu mai e. Ia uite-l. Cade din furculița, ia. Îl sorbi, nu mănânci. Mamă, ia. N-a spus să răcească, că chiar nu pot să mănânc. Frige extraordinar. N-am așteptat decât 10 secunde. Nu am răbdare. Nu pot.
Hai să vedem și o sârmăță. Ia. Ia uite. De ce trebuie? Este. Mamă. Nu ați mâncat salmare mai bună. Nu ați mâncat salmare mai bună. Vai cât de gustoase sunt. Da. Costița afumată. Asta nu mai zic. Slăninuță. Cu boia. Eu știu ce să iau mai întâi. Da, cred că cel mai bun este amare care l-am mâncat vreodată. Fără să mă laud. Nu reușesc, n-am poziție bună. Iată. Ceva mai bun? Nu există. Când faceți salmale, încercați să faceți cum am făcut eu. Puneți puțină costiță afumată, șorici, slăninuță de aia faină. Salmale, eu zic că sunt perfecte, nici mari, nici mici. E așa îmi plac. Uite. Oh, ce iute e asta. Am luat un vârf, știam că e periculos. Mi-am mărțit gura. Bă, mie așa îmi place. Îți dă viteză și poftă de mâncare. Da. Asta este rețeta perfectă de sarmale. Vă mulțumesc. Vă spun poftă bună. La revedere. Nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută. Vai ce bunătate mi-a ieșit.